Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod și astăzi o să mergem după un Golf 5 Plus. Ultima dată m-am dus departe după o mașină, băiatul când m-a văzut s-a speriat, nu mi-a mai dat-o, oarecum mi-am luat țeapă cu drumul, timp pierdut, etc. Sper că astăzi să fie totul ok, astăzi mă duc singur, văd mașina și dacă este ok, o cumpărăm. Cel mai important este că mașina din nou este la un preț foarte mic, sub prețul pieței. Omul spune că este ok că are 3 mașini și că vrea să o vândă, dar știți că la mine e problemă. Când e preț mic, trebuie să fie ceva la mijloc. Ne-am luat și testerul, cel de la Carly, cu noi. Până acum și-a făcut treaba cum trebuie și sunt foarte mulțumit de el. Peste tot pe unde l-am avut cu mine și-a făcut treaba și am găsit o grămadă de erori. Chiar am șters erori de pe mașinile oamenilor cu acest tester de la Carly. Dar o să-l testăm noi când ajungem la mașină, o să vedeți voi mai multe. Dar înainte să începem acest videoclip, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 linkuri cu o reducere de 20% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Bineînțeles că mașina o să verificăm rapid și pe Car Vertical, să vedem dacă totul este în regulă. Mamă, că mi-a rupt mașina. Asta mă disperă cum tot la orice gaură, la orice groapă, start recording, am urgențe video. În fine, o să verificăm mașina și pe Car Vertical, dar prima dată să o vedem. Dacă și nu mai stric bănișorii degeaba pe Car Vertical, să o verific sau nu. Dacă merită și cred că o să o cumpăr, o verific. Dacă nu, nu are rost să mai verific. Da. Mergem la Târgu Jiu. Omul este din Mehedinți și mi-a propus dacă vreau să mă duc până la Târgu Jiu, pentru că el astăzi are drum la Târgu Jiu cu un prieten cu remorca și așa pot să văd mașina și nu mă duc degeaba dacă ar fi până la Mehedinți. A spus că probleme multe nu are, are câte o bujă, troncăre un pic pe partea stângă sau pe partea dreaptă, nu mai țin minte că am vorbit scurt și la obiect. Și mi-a zis cel mai bine dacă pot să mă duc, mă duc, o văd și negociem și prețul la fața locului, o verific, fac ce vreau. Așa că tragem repede o fugă până la Târgu Jiu să vedem despre ce este vorba, după aceea ne întoarcem acasă dacă nu o cumpărăm. Este destul de dimineață, toată noaptea a plouat la noi, în sfârșit este și vreme mai urâtă, pentru că în ultimile zile a fost atât de cald încât nici în casă nu puteam să stăm. Stăteam doar cu ventilatorul pe mine, foarte, foarte, foarte aiurea. Și azi noaptea a dat, a dat toată noaptea ploaie. Și acum văd că e ok vremea. Pe mine cred că mă iau un pic gâtul. Am băut ieri, alaltă ieri numai rece. Adică de duminică tot beau, că și duminică. Sâmbătă, de sâmbătă s-a pus căldura și astăzi este miercuri, dacă mă înșel, da, miercuri. Deci sâmbătă, duminică, luni, marți, astăzi nu mai e cald. A fost teroare, caniculă, în ultimul hal. Doamne, că nu mi-a venit să cred. Așa, noutăți, mi s-a rupt cureaua de accesorii la mașină, era să gripez motorul, pentru că nu am știut, adică nu mi s-a aprins nimic în bord, baterie, servo e electric, nu mi-am dat seama de nimic. Doar am mers încă vreo 2 km și după 2 km mi s-a aprins apa și zic, hopa, ceva nu-i în regulă. Am tras imediat pe dreapta, mă duc, mă uit, borcanul meu mult mai plin față de cum era. Nu înțelegeam ce are, de ce să fie mai plin să mi se aprindă apa, de ce nu e mai scăzut. Și după 30 de secunde ce mă uit eu pe acolo, văd că pornesc termocuplele, motorul oprit la mașină. Opa, ceva nu e în regulă. Când mă uit, eu nu mai aveam cureaua de accesorii. Aia au fost. O trebuie să trag pe dreapta. Am sunat un prieten să vină după mine să mă tracteze. M-a tractat până acasă. I-am schimbat cureaua de accesorii și Doamne ajută că nu s-a gripat motorul, nu s-a dus garnitura de chiloasă, că sunt destul de pretențioase, mai ales astea în 3 pistoane. Am scăpat. În fine. Mai avem 9 km până la locație, mi-a trimis acum locația, tocmai ce am ieșit de pe defileu, adică nu tocmai, că am ceva kilometri de când am ieșit, nu mai am mult și imediat ajungem să vedem mașina și să vedem dacă o cumpărăm sau nu. Hai, Doamne, e un somn de nu mai pot, atât de obosit sunt, o aia de capul.
Și mă obosește foarte mult și defileul ăsta. E destul de aiurea. Am prins două tiruri. A trebuit să le depășesc unde am putut, unde nu am mers câțiva kilometri în spatele lor. Cel mai urât îmi este de defileu, că mă duc către Târgu Jiu, Craiova, partea asta la altă. Hai, mă ia rău numai că mă gândesc la Târgu Jiu. Dar asta este. Bun. Dacă îi place și lui, păi da. Se bate de tine, trimit actele. Acum poza. Nu-i problemă. No, bun, cam asta e de muncă. E de muncă, dar nu, le faci. Plafonul ca de obicei. Da, știu. Știu. De ce, nu știu. Nu, no, no, no. Cam asta e. La motor m-am uitat, e perfect. N-ai nici o problemă. Interiorul trebuie făcut. Aia e de așteptat, dar îl facem la mine la garaj. Ca de obicei, plafoanele la fel ca la celelalte. Căzut. Da, e de muncă la ea, da. Nu, stai să vedem acum. Ca estetic e ok. Nu ai ce să... Bara din spate un pic aici. Aia iasă vopsită și poliș și stopul. De asta îl luăm de pe celălalt, că ne-a rămas. Și farurile polimer. Să vă dați și voi cu părerea, dar eu mai mult ca sigur 100% nu o să o cumpăr. Dar înainte de toate, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 link-uri cu o reducere de 20% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Dacă vreți să vă verificați pentru accidente, pentru kilometri dați înapoi, furt sau orice altceva, folosiți link-urile din descriere și o să aveți o reducere destul de bunicică. În fine, mașina este la 1500 de euro, un Golf 5 Plus din 2006. Dar, din păcate, după ce am verificat-o pe Car Vertical, mașina e din 2005, nu e din 2006. Am pus testerul pe ea și are foarte, foarte, foarte multe erori. O să vedeți imediat. Și erori care sunt provocate în urma unui accident, inclusiv airbag sărit. Airbagul de la pasager din dreapta este sărit, becul ăla o să rămână tot timpul aprins, ăla nu se mai poate face. De exemplu, la Golful de acasă l-am putut șterge, adică nu l-am putut șterge, l-am putut rezolva pentru că a fost mufa de la scaunul de la pasager din dreapta și la mașina asta airbagurile nu se pot face. Tot bordul la Golf 5 Plus este destul de scump, mă costă cel puțin 500 de euro să-l fi schimbat. El ce a schimbat decât airbagul din volan, dar și spira de la volan este dusă, mi-a dat pe tester, deci mașina este doar de dezmembrat. Pentru că prea mulți bani de investit și 1500 de euro totuși sunt bani, să mai bagi în ea încă 1000, pe puțin 1000, nu-și merită banii. După aia s-o vinzi cu 3000, să aștepți s-o vinzi cu 3000. Nu, deci o să dau pas. Hai. Jalnică, din toate punctele de vedere, și muncă la ea, frate. Muncă, dezvine să plângi. Eu unul nu mă mai încurc să-mi iau mașini chiar atât de nașpa. Adică nu chiar atât, că nu am luat niciodată mașini cu accidente, cu airbag-uri sărite și din astea. Dar, na, 100% v-am spus, nu o cumpăr pentru că o fi ea ieftină, dar nu. Pentru dezmembrat ar fi ok. A, n-ar fi o problemă, dar nu de cumpărat, nu de reparat, pentru că aia e pericol pe drum. În fine, ce să zic? Am venit, am făcut drumul până aici, nu l-am făcut degeaba totuși, am făcut drumul că, na, a trebuit făcut, să nu mă fi dus până la Mehedinți. Omul mi-a spus, mă, dacă vrei vii până aici, să nu vii până la Mehedinți degeaba și uite, mă duceam până acolo degeaba. Pentru că mașina, într-adevăr, e ieftină, se mai negocia un pic din ăia 1500, dar nu-și merită bănuții. Capota și aia a fost schimbată, mai multe chestii, în fine. Lăsați acolo un comentariu dacă voi ați fi cumpărat mașina, de exemplu, cu 1300 de euro și să o reparați. Pentru voi. Eu unul nu. Mașina ar fi meritat 1000 și ceva de euro, 1200 maxim, pentru dezmembrat. Nimic altceva. Dar și de dezmembrat e complicat, că
toată ilovită, zgâriată. Motorul, într-adevăr, e ok, dar motorul nu e 1000 de euro. Hai că mai vinzi cât. Ar fi meritat, hai, de dezmembrat. Dar eu încă nu mă apuc de dezmembrat, pentru că nu am spațiu, nu am unde să le pun mai multe chestii, destul de aiurea. Și, na, cam asta este. No. Dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 link-uri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Și dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul acela de subscribe, mă ajută foarte, foarte mult. Și, oameni buni, rămâne să ne auzim data viitoare când mai mergem după altă mașină. Like, comment, subscribe și părerea voastră contează foarte mult pentru mine. Uite că îmi cad actele prin spate. Hai, vă pup și o zi bună să aveți!